Salutare băieții și bine v-am găsit aici la un nou episod de Storm 4. Azi începem DLC-ul cu Boruto. În sfârșit o să vă scap de acest nenorocit. Veți putea și voi liniștiți să intrați pe YouTube și să nu vă mai terorizeze. Eu sunt noua voastră gazdă. Bă, cum adică noua gazdă? Adică pula mea, e canalul meu. Mă, poate vrei să vin la tine, eu zic să taci dracu din gură. Dar vino mă dacă ești șmecher. După lungi lupte, am reușit în sfârșit să-l arunc pe Petrișor în WC-ul. Sper că nu ne va mai deranja. Și hai să jucăm aici DLC-ul cu Boruto. Uite bă că și Boruto e făcut de Kishimoto, ce ziceați? Că nu e făcută de Kishimoto. Și începe la fel ca Storm 4. Adică ca Storm 4, ca Naruto și Shippuden. Nu, futu-s paștele mătii, nu în engleză. Așa bă, mult mai bine. L-am dat înapoi în japoneză. Să-mi bag pula dacă suport să mă uit la vreun anime în engleză. Da bă, și de asemenea, nu uitați da și voi acolo un like în speranța că nu vine Petrișor să mă omoare și că o să postez mai des. Să activați și voi notificările dacă vreți să fiți la curent de fiecare dată când fac live, că o să fac live-uri destul de multe în următoarea perioadă, pentru că pula mea oricum n-am ce face. Începe cu Naruto simplu? Nu, cred că doar ne arată niște secvențe. De asemenea, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, alin.mihai20, să vă moară soacra dacă nu dați un follow, și soacra și capra. Și asta am jucat data trecută. Aici am rămas cu ăștia cu zețul negru pe mâna lor. Sper că mai e pe genul Storm 4 să joci doar povestea. Sper că e ca la Storm 2 sau ca la Storm 3. Să poți să mergi prin sat, mă refer. Să fie mai liber așa. Hai de pula mea. Stai că aici se bate Sasuke cu ăla. Cu... cum îl cheamă pe ăsta? Kinshiki, așa. Era să zic Kishimoto. Sasuke versus Kinshiki direct. Ești nebun? Păi e forță așa. Aulo. Nu pot să dau în el. Dar ceea ce nu știe Kinshiki este că eu deja îi știu mișcările, pentru că am avut modul ăla și am jucat un pic și cu Kinshiki. Adică l-am... nu, de fapt n-am jucat cu el, dar l-am văzut la Shinobi Arc. Pentru ăștia care v-au spus aminte că a participat și el și știu în mare parte mișcările. Dar aparent e boss fight acum. Hai să-i dau o ultimată. Mare, perfect, Susano. Ultimata cred că e la fel, nu? Da, bă. Să sperăm că o să postez mai des, că tot e carantină și nu mergem la școală și la facultate. Dar măcar priviți partea bună. Dacă facem școală vara, măcar aduc ăștia născuți vara bomboane pentru prima dată în viața lor. Stai, mă, țărane, nu mai da cu ciocanul. Are puteri cam de căcat ăsta. Mi se pare super greoi. Adică, dacă mă pun puțin la mintea lui, îl fac varză. A, gata, e clash-ul final. Dă-i, mă. I-am tăiat un corn. Mi-a tăiat Itachi lui Kabuto. L-am băgat direct în perete. Mamă, fidget spinner. Am ajuns... a ajuns Levi din Attack on Titan în Naruto. Ăsta încă face barajul la Uzumaki. Nani? L-a bătut Emokidul de Sasuke. Ce râde ăsta? Pula mea, ești îmbrăcat în mireasă, coaie. Hai că mă termin dacă e. Ce mă, își dă awake? Nu pot să-mi dau awake să-i rup muia. Și acum ajungem în minunatul nostru sat după 20 de ani sau cât dracu au trecut de la război. De fapt, nu 20 de ani. Cred că vreo 15 ani au trecut. Și s-a schimbat super mult. Aia sigur e o clonă care apare la televizor în locul lui Naruto. Boruto, v-ar place mă să o aveți pe Hinata ca mamă. E direct stepmother-ul perfect. Oni-chan, ce faci în baie peste mine, Oni-chan? Mamă, ne-o prezintă și pe Hinata acolo, i-a scris numele, zici că nu știam cine dracu e. A apărut și fața lui Naruto și fața lui Kakashi. Mă văd că are și ăsta mustăți, cum are Naruto, deși ăsta n-are vulpea.
atâtea intro-uri, zici că nu-i doar un DLC, zici că au mai făcut încă un joc pe lângă. Eu în locul lor așteptam să avanseze povestea mai mult și făceam Boruto Storm 5 sau ceva de genul. Să mergem la training field. Bă, aparent e exact ca Storm 3. Ne putem plimba prin sat, ceea ce e șmecher. Și Running Simulator se întoarce, doamnelor și domnilor, în sfârșit. De acum pe bune, după ăsta facem și Storm 1 și chiar că o să avem numai Running Simulator. O să trească să fugim toată harta. Dar cât am fugit la Storm 2, coaie. Deci efectiv, cred că filmam o oră și jumătate de oră tăiam doar partea când fugeam, în pula mea. Am uitat să o întrebăm pe Hinata la ce spital din Konoha l-a născut pe Boruto. Dar chiar bă, trebuia să o întrebăm oare ce e mai greu, să naști sau să te piși cu pula sculată. Eu cred că să naști cu pula sculată. Hai mă, pula mea, mă trolează jocul. Unde trebuie să merg? La training field. Bă, sper că filmează ăsta. Aparent filmează. Chandaro! Asta a făcut-o la fel ca Sakura, să-mi bag pula. Era șmecher dacă aveam și un Uchiha șmecher tânăr. Dar salata asta, slăbănoaga asta de salata, ce dracu. Konohamaru, senseiul nostru. Din mucosul a devenit sensei al dracu. Teamwork. Hai Boruto. Atac surpriză, hai că da. Ce tupeu a prins Sarada. Hai să vedem dacă reușim să-l batem pe ăsta. Facem și noi ce făcea Mike Tyson la ora de matematică. Împărțea pumni. O să și dacă o să aibă o frată brută mare, tot poate să ajungă la ea. Ce pula mea. Parcă nu puteai să faci asta cu Boruto, cu Konohamaru. Bă, dar iurea că ăștia nu știu acum multă tehnică, nu? Doar nu știu ce ăsta știe. Avea să ieși mod aici? De fapt avea mai mult ca sigur. Bă, e destul de greu să te ferești de căcatul ăsta. Aparent e destul de rapid. O să-și dea Wake? Da, nu o să-și dea. Nu am o Wake, ar fi culmea. Vino, încoace. Mișcă Scorpion. Din Mortal Kombat. Get over here. Ai de pula mea. Mi-a rupt dinții la faza asta. Ar trebui să dau și o ultimată ceva. Hai fucking Boruto. Nice. Un combo bun. Radio call. Are AirPods, mă. Se flexează cu AirPods. Doiera, kinrin no mura ni kuma ga shibotsu. Konohamaru încă-i dă misiuni din astea să prindă ursul. A, dar îi pune pe ăștia. Ţuite-coi! Stai că urmează să-l înjure Boruto pe taxul vreo 500 de episoade. Uite-l pe al patrulea coaie. Normal în locul lui Tsunade trebuia să fie Jiraiya, că ăla a fost ales, dar n-a acceptat. Pă bune! Ăștia discută asta în sediul Hokage, cine dracu te să prindă ursul? L-am și prins. Credeam că trebuie să-l alergăm prin pădure, era mai șmecher. E panda ăsta, mă? Ce dracu caută un panda acolo? E panda, hai că e panda dacă e. Le arată arma secretă de sub mână. Stai că își cumpără și Boruto una ma din China de la chinezi. Ce panorama cu aia, efectiv poți să-ți bagi orice jutsu acolo în unealta asta. Bă, dar ce seamănă Sarada cu Sakura. Cred că e și la fel de proastă. Dacă pun creierul lui Sakura la o vacă, paște pe asfalt. Nimă ce s-au strâns ăștia să vadă ursul. Ăla-i dă cu bățul. Lăsați-mă ursul în pace. Ăsta e urs, dracu. Nici ursul grizzly nu e atât de mare. Bun, deci trebuie să mergem la sediul Hokage. Haideți, sclavii mei, după mine. Pare că e grafica un pic mai bună decât la Storm 3. Dar nu e cine știe ce diferență. Având în vedere că DLC-ul ăsta e apărut mult mai recent. Nu știu dacă are 2 ani de când a apărut.
Nu știu să vă zic sigur, dar oricum i-a apărut destul de recent. Vreo 2 ani așa are de când a apărut. Și Storm 3 cred că are 5 ani. N-au îmbunătățit cine știe cât. Dacă stau să mă gândesc, nici la Shinobi Striker n-au îmbunătățit cine știe când și încă se lucrează la el. În schimb, mi se pare cam greu Shinobi Striker față de Storm 4. Bă, ce mâie de căcat i-au făcut lui Naruto în Boruto. Gokuro datta na, minna. Maa, kantan na nimmu de gozaiasta yo. Ore hitori datta yaretanda. Sigur zice că vrea misiuni mai grele. Taisetsu na no wa na. Sore yori. Tōchan toshite taisetsu na hi daro. Kyō wa Himawari. Ai ziua lui Himawari, Kai. Ore ga yusai. Și ăsta o să uite de ea. Ce dracu. Katasuke ka. A, e ăla de a inventat unealta ninja. Hagaku Ninghan hanchou toshite ori itte onegai ga gozaimashite. この旅の注意事項。我々の科学人、これを使えば、下人に過酷な修行をさせることなく、忍術の幅を広げますし、パフォーマンス。ダメだ。中忍試験はパフォーマンスじゃねえ。忍びを育てるためのもんだ。別に中忍。このハマル先生が僕らのことを推薦してくれてるらしい。ですね。中忍セパレ。出りゃいいんだろ。出りゃよ。Și se bate cu fisul lui Gara în examenul Chunin. Sper că ne luptăm și cu ăla, ar fi fain. Că nu l-am văzut să poți juca cu el, nici măcar cu modul. Se duce acasă că e ziua lui Himawari. Da, bă, cam asta a fost introducerea la Running Simulator, varianta Boruto. Dacă mai vreți, știți ce aveți de făcut. Violați acolo butonul ăla de like și de asemenea intrați și pe Discord, link-ul e în descriere, ce vii instanții. Nu mă că vând ăștia vibratoare pe ascuns. Hai să cumpărăm și noi să treacă și tanti de iarnă. Mergem să-i ducem cadoul lui Himawari. Da, bă, de aici continuăm data viitoare de la examenul Chunin, de fapt ziua lui Himawari și după examenul Chunin. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare.